avizează comisiile juridică. Noi cred că nu putem să buget finanțe. Dreptul la buget finanțe. Vă mulțumim. Deci nu avem voie să ne exprimăm și să spunem punctul de vedere. Comisia de învățământ. Așa ceva nu se poate. Favorabil. Comisia Servicii Publice. Favorabil. Urbanism. Favorabil. Supun la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Consilierii municipali PDL au părăsit sala de ședință chiar în momentul în care se votau proiectele de hotărâre menite să mențină taxele la același nivel și să reducă impozitele pentru pensionari. Dezinteresul lor față de interesele cetățenilor nu a rămas netaxat. Cei care au ieșit din sală, eu zic că n-au procedat corect și nici nu reprezintă electoratul în maniera asta. Dar rog, fiecare își îndeplinește misiunea politică așa cum știe el mai bine. E o atitudine care nu este... Să zic, nu o fac prima dată, deci nu este prima dată când fac acest lucru, o atitudine pe care eu personal nu o agrez, e dreptul dumnealor, dar trebuia să rămână în sală pentru că s-au luat decizii importante pentru severineni și ele trebuie susținute, nu întors spatele celor care i-au ales. Am și un regret în urma acestei ședințe, faptul că cetățenii au votat consilierii să-i reprezinte în Consiliu, iar colegii noștri de la PD nici până acum au înțeles care e scopul lor în acest Consiliu local. Îmi pare foarte rău că nu stau în sală să voteze proiectele importante pentru cetățeni și ei aleg ca de obicei circul. Prezent în mijlocul consilierilor locali, președintele Consiliului Județean Mehedinți Adrian Duicu a punctat concluziile care se desprind în urma ședinței de astăzi. A fost o experiență spectaculoasă pentru mine, că am participat la ședința dumneavoastră de Consiliu și trag trei concluzii. Prima, că e bine să faceți o întâlnire și să vă întâlniți în afara Consiliului Local și probabil că dacă aveți alte discuții și faceți și o ședință, cum se conduce și cum se derulează o ședință de Consiliu Local, pe care ar fi mult mai bine pentru anul viitor. Doi, să nu se mai vorbească că se conduce cu mână de fier la Consiliul Județean, aici adevărată mână de fier la municipiu. Să luăm exemplu. Da, luați exemplu de la județ, să fiți mai flexibili. Trei, constat că OSL-ul funcționează. Domnul Liviu Nicolicea, consilier județean, municipal, UNPR, merge pe principiul ăla de domnul Românului, mintea de pe urmă, văd că a rămas în sală, n-a plecat. Parte din PDL văd că a rămas în sală, iar un lucru bun. Deci majoritatea consiliului funcționează. Le-aș sugera colegilor de la PDL să rămână, că, eu știu, retribuția este bună în perioada de de criză, cel puțin pentru parte dintre ei, și ar trebui să rămână în sală consiliul municipal de la PDL, că le folosește retribuția, cu excepția unul dintre ei. Și eu cred că l-am spus în toate că a fost bine că am venit aici. Nu este pentru prima dată când consilierii municipali ai PDL părăsesc sala chiar în timpul votului acordat unor proiecte de interes public și sfidează astfel electoratul care i-a trimis în Consiliul Local.